Elevii și cadrele didactice de la mai multe clase ale școlii gimnaziale Constantin Săvoiu din Târgu Jiu, precum și preșcolarii grădiniței Teddy, s-au alăturat ieri campaniei Donezi o jucărie, dăruiești un zâmbet, derulată de Cotidianul Gorjanul, la care Carrefour România este partener, iar Centrul de Calcul Târgu Jiu și Tipografia Prodcom sunt sponsori. Campania de strângere a jucăriilor a fost demarată pe 18 martie și se va încheia pe 22 aprilie. Eu am adus căciul. Am adus un penar, un caiet, niște creioane și niște jucării. Un joc, o carte de citit și jucării. Voi ați făcut gestul ăsta frumos și v-ați gândit la ei să se bucure, mai ales acum în perioada asta când vine și iepurașul. Dar eu am adus cățelul care e lui. Bravo! Super! Și o să ajungă la un copilaș care nu are un cățel care cântă sau poate părinții lui n-au au niște probleme și nu au bani să-i cumpere, da? Și atunci ca să se bucure și ei, voi ați făcut un gest foarte frumos, da? Doar un iepuraș, care când apeși pe el, cântă. Și pentru cine ai dus jucăriile? Pentru copii. Am dat un ghiozdănel în formă de, nu știu, un animal, nu mai știu ce animal, și un ursuleț care are o hăinuță de urs. Pentru copii cu nevoi. Eu nu am adus jucării, dar am adus hăinuțe și sper ca copiilor nevoiași să le placă hăinuțele aduse. Spune-ne ce ai donat și pentru cine, dacă știi. Eu am donat jucării pentru copii sărați. Și ce jucării? Mașinuțe, roboței și plușuri. Am dat jocuri, plușuri. Am dat jucării pentru copii săraci și roboței, minci și plușuri. Cadrele didactice și de la învățământul primar și de la învățământul gimnazial din școala gimnazială Constantin Săvoiu au mobilizat elevii și, bineînțeles, părinții copiilor din școala noastră, care au răspuns cu mare drag campaniei organizată de Cotidianul Gorjanul. Au adus, să zic, sute de pachete, fiecare copilaș a venit nu numai cu jucării, și cu hăinuțe, ca să-i bucure pe copiii din familiile nevoiașe. Într-adevăr, sperăm ca de sărbători, sărbătorile de Paște, copiii aceștia să aibă fața luminoasă, să fie senini, să fie pace, să fie liniște în familiile lor. Ai o jucărie care nu-ți mai folosește? Vino cu jucăriile tale la centrul de preluare a anunțurilor publicitare Gorjanul de vis-a-vis de Casa de Cultură a Sindicatelor Târgu Jiu până pe 22 aprilie 2019, dăruiește de Paște și primești caiet plus pix personalizat Gorjanul. În săptămâna mare, toate jucăriile colectate vor fi donate copiilor nevoiași și triști.